Creațiile pictorului Ioan Nicoară, reunite în expoziția intitulată Moțul din Arizona, prezintă peisaje din România și Statele Unite ale Americii. Aflat la mii de kilometri departare de casă, artistul a pictat adesea din memorie locuri din țara natală care l-au fermecat. Am adus tablourile mele, care le-am pictat de-a lungul a multor ani, că lucrez încet, lucrez migălos și am pictat, mare parte din ele le-am pictat în Statele Unite, din nostalgia după locul natal, dar... Cu toate că a călătorit mult prin lume, iar în patria adoptivă trăiește de aproape 30 de ani, pictorul afirmă că nicăieri nu se simte atât de bine ca acasă. Am fost în 20 de țări ale lumii. Când vin în România, vin ca în grădina raiului. Nu exagerez. În cadrul expoziției pictorului Ioan Nicoară pot fi văzute numeroase peisaje din localități din Maramureș, precum Petrova, Strâmtura sau Cavnic. Expoziția de la Biblioteca Județeană Petre Dulfu din Baia Mare va fi deschisă până miercurea viitoare.